secretarul știm, sprijin guvernamental am cerut, am trimis nenumărate adrese și pentru alte proiecte și am primit același răspuns, că nu putem, nu primim bani, de altfel guvernul Cuțu ne-a arătat care este direcția. La ultima rectificare bugetară nu am primit niciun lei. La rectificare bugetară care a primit sume mult mai mici. A primit orașul Flămânzi 1 milion de lei, municipiul Botoșan nu a primit niciun leu. Deși solicitarea pe care a făcut-o a fost de 21,5 milioane de lei. Bani necesari pentru toate nevoile pe care le are municipiul, inclusiv pe partea de dezvoltare sau pe partea de funcționare. O sumă consistentă din această valoare de 21 de milioane era acoperirea subvenției la energie electrică, 7,5 milioane de lei. Nu am primit niciun bani.